Dragi prieteni, vă salut! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și astăzi vă prezint un avertisment dur. Urmează o triplă criză care va afecta milioane de oameni. Imediat după startul conflictului din Ucraina, mai multe voci avizate din Uniunea Europeană au avertizat asupra crizelor care se vor abate în sezonul rece asupra continentului. Un avertisment dur vine din partea înaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell, care susține că în următoarele luni ne vom confrunta cu un tsunami de crize. Acesta spune că în următoarele luni lumea se va confrunta cu trei crize majore, informează Antena 3. Potrivit sursei citate, Josep Borrell le cere cetățenilor europeni să rămână uniți în fața acestor provocări, pentru că doar așa le vor putea depăși. Criza cea mai mare este cea triplă, financiară, energetică și alimentară. Aceste trei elemente împreună vor afecta milioane de oameni. Care este răspunsul nostru la această lume tulburată? Emergența Chinei, crize peste tot, criza triplă care ne pândește. Cred că noi, ca europeni, ar trebui să fim mai puțin naivi, să înțelegem lumea mai bine așa cum e. Trebuie să fim mai uniți, a declarat Josep Borrell. De asemenea, acesta nu susține interzicerea completă a intrării cetățenilor ruși în Uniunea Europeană. Mai multe state, în special din estul și nordul Europei, susțin impunerea unor măsuri de interzicere a intrării în UE pentru toți cetățenii ruși. Șeful pentru politică externă al Uniunii Europene, Josep Borrell, are o altă poziție. Acesta a declarat că interzicerea totală a rușilor să intre în bloc nu este o idee bună. Nu sunt în favoarea opririi eliberării vizelor pentru toți rușii, a spus Borrell într-un interviu acordat televiziunii austriece ORF, scrie site-ul Zadarski. Borrell a spus că nu crede că întreruperea contactului cu civilii ruși ar avea rezultate pozitive. El a mai subliniat că nu crede de asemenea că ideea va primi sprijinul unanim necesar în rândul statelor membre. Borrell a mai spus că unele proceduri pentru eliberarea vizelor pentru anumite grupuri de ruși trebuie revizuite, dar a respins o interdicție generală. Trebuie să fim selectivi, nu putem lua o măsură generală, a spus el, adăugând că este încrezător că miniștrii de externe ai UE, care urmează să se întâlnească, vor accepta o abordare echilibrată. Cam de pe la sfârșitul anului trecut am avertizat și noi despre criza profundă în care se pare că ne cufundăm. Mai multe surse au avertizat că actuala criză energetică va fi mai severă decât cea a prețului petrolului din anii 1970, având în vedere că acum presiunea va fi pe trei fronturi simultan. Atunci a fost vorba doar despre petrol, acum avem o criză a petrolului, una a gazului și una a electricității, a spus directorul Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, într-un interviu pentru Der Spiegel. În 1973 și în 1979, prețul petrolului a crescut din cauza războiului de Yom Kippur și a Revoluției Iraniene, care au întrerupt livrările de țiței din Orientul Mijlociu. Acum, sancțiunile occidentale împotriva Rusiei au dus la creșterii de preț nu numai la petrol, ci și la gaze naturale și electricitate. În Statele Unite, benzina a ajuns la un preț record, circa 1,22 de dolari pe litru, iar prețul energiei electrice a crescut cu doar 6,1% în ultimul an, o situație mult mai fericită decât în Europa. Fatih Birol a vorbit și la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde i-a avertizat pe liderii europeni să-și facă stocuri de gaze naturale pentru a putea face față iernii care vine. Mi-e teamă că nu pot exclude scenariul în care se vor recurge la raționalizări ale consumului în această iarnă, a spus acesta la Davos. Țări precum Germania sau Italia, dependente în mare măsură de importurile de gaz natural din Rusia, au privit cu reticență sancțiunile energetice impuse Rusiei. Au acceptat embargourile totale sau parțiale pentru cărbune și petrol, însă consideră că nu se poate impune un embargo pentru importurile de gaze naturale. Ministrul german al economiei, Robert Habeck, a declarat într-un interviu de la sfârșitul lunii mai că sistarea importurilor de gaze naturale ar duce la închiderea multor întreprinderi germane. Trebuie să ne gândim bine dacă măsurile pe care le luăm
ne fac mai mult rău nouă sau lui Putin. Dacă se va întâmpla o recesiune mondială sau o recesiune în Germania, cine va mai ajuta Ucraina? A spus Habeck. Liderii politici europeni au primit sfaturi de la amintitul Fatih Birol, de la Franz Timmermans, vicepreședintele Comisiei Europene însărcinat cu măsurile împotriva schimbărilor climatice, și de la George Soros. Cu toții susțin că guvernele europene trebuie să ia măsuri serioase pentru reducerea consumului de energie. Pornind de la impunerea unor limite de folosire a aparatelor de aer condiționat și a instalațiilor de încălzire. Setarea termostatelor cu câteva grade Celsius mai puțin ar economisi un volum semnificativ de gaz, spune Fatih Birol. Îndemnul lui Timmermans este același, o plapumă mai groasă iarna și puțină transpirație în plus vara. Italia și Spania au adoptat deja reguli care obligă instituțiile publice să nu seteze aerul condiționat mai jos de 25 de grade, respectiv 27 de grade Celsius. Pe timpul iernii, în sediile acestor instituții, nu ar trebui să fie mai mult de 19 grade Celsius. George Soros a avertizat la rândul său că, în lipsa unor pregătiri urgente pentru o criză energetică, prețul politic al unei opriri bruște a fluxului de gaze din Rusia va fi foarte greu de plătit. Într-o scrisoare adresată premierului italian Mario Draghi după summitul de la Davos, George Soros spune că Putin șantajează în mod evident Europa. Așa a făcut și anul trecut, nu a mai livrat gaze în Europa, ci le-a stocat în Rusia. Asta a dus la o criză care a majorat prețurile și care i-a adus profituri mari atunci când a reluat livrările. Însă această strategie nu este atât de viabilă pe cât crede, a scris Soros. Se estimează că depozitele de gaze ale Rusiei se vor umple până în luna iulie. Europa este singura piață pentru gazele rusești. Dacă nu va livra în Europa, Putin va trebui să închide exploatările din Siberia. Este vorba de circa 12.000 de puțuri. Asta va lua timp și odată ce vor fi închise, reluarea producției va fi dificilă din cauza echipamentelor învechite, a mai scris Soros. Fostul premier Florin Câțu, care a fost și ministru al finanțelor, este de părere că în România urmează o criză economică cel puțin la fel de dură ca cea din perioada 2009-2012. Într-un mesaj transmis pe Facebook, liberalul susține că guvernul PSD-PNL a luat măsuri care vor face ca această criză să fie și mai dură, respectiv creșterea fiscalității, intervenția directă cu bocancii a statului asupra mecanismelor pieței și compensarea facturilor la energie. Ce ne așteaptă în perioada următoare? Două scenarii sunt posibile. Primul, cel prezentat de oficiali, totul va fi bine, stați liniștiți la locurile voastre, are grijă statul de toți și așa mai departe. Al doilea, pe care l-am prezentat de la începutul anului, urmează o criză economică cel puțin la fel de dură ca cea din perioada 2009-2012. Din păcate, măsurile adoptate după 1 aprilie 2022, când nu mai eram la conducerea PNL, creșterea fiscalității, intervenția directă cu bocancii a statului asupra mecanismelor pieței și compensarea facturilor la energie, vor face această criză să fie mai dură și revenirea economiei, a dobânzilor și a inflației, să fie întârziate cu cel puțin 16 luni. Dacă luăm în considerare varianta a doua, în care cred, există doar două măsuri importante care ne pot ajuta: reducerea fiscalității și dereglementarea piețelor. Până acum, toate deciziile luate au mers în direcția opusă, suprareglementarea și suprataxarea. Cu astfel de decizii, ne ducem cu viteză spre faliment. Piețele financiare ne-au spus-o deja când nu au vrut să ne dea bani decât foarte, foarte scump. În ceea ce privește măsurile adoptate de Uniunea Europeană, în marea majoritate vor adânci criza economică și vor întârzia revenirea, a scris Florin Câțu pe Facebook. România este într-o criză economică cu totul specială și foarte serioasă, pe care nu o conștientizăm la dimensiunea ei, explică și profesor universitar dr. Mircea Coșea în dialog cu Spot Media.
Profesorul Coșe a explicat că România are o producție agricolă mare, dar nu are industrie alimentară. Indiferent dacă avem sau nu producție de floarea soarelui sau de grâu, prețurile la raft vor crește pentru că sunt din import, iar stocurile imense de care se vorbește nu sunt ale statului. Ele aparțin privaților, în mare parte proprietarii străini. Oricât am crește economic 7-8%, vom crește în favoarea altora, cât timp importăm 70% din nevoile noastre de consum, spune profesor Coșa. Riscăm să ne blocăm pe termen lung dacă nu facem saltul spre o altă structură a economiei. Saltul putea fi făcut prin PNRR. Întrebat dacă suntem în criză economică, Mircea Coșa a răspuns că da, este o criză cu totul specială pe fundalul unei schimbări profunde a modelului global de funcționare și dezvoltare a economiei mondiale. Se schimbă raporturile de forțe. La nivelul individului se simte criza de la raft, dar în substrat este una de sistem, care nu văd cum se va rezolva, a declarat Coșa. În locul unei reașezări economice au apărut și elementele de natură militară, care schimbă cu totul datele problemei. Nu este numai o invazie la nivel local într-o țară sau alta. Este un atentat la 35-40% din circuitul de materii prime și alimente al lumii. Este o criză foarte serioasă pe care nu o conștientizăm la dimensiunea ei. Tot încercăm să reparăm pe aici, pe acolo, să cosmetizăm niște costuri, dar problemele sunt structurale și niciunde nu se iau măsuri, nu se întrevede o metodă de ieșire. Deci, simpla încetare a războiului nu înseamnă finalul crizei. Care ar fi atunci ieșirea, care nu se întrevede? Ar însemna o regândire a funcționării economiei globale. Noi am crezut mult timp că suntem într-o globalizare din care toată lumea câștigă, mai mult sau mai puțin. Țările dezvoltate duc capital în Asia-Pacific, unde creează locuri de muncă. Și suntem într-o pace economică generală. Dar există zone în care modelul capitalist a fost altoit cu niște măsuri foarte statale, așa cum a făcut China, un capitalism comunist. Supremația economică și tehnologică a celor care au trimis capitalul acolo a fost pierdută în favoarea celor care au folosit know-how-ul în propriul lor interes. Nu mai este fabricat în China, ci este fabricat de China. Barack Obama nu a avut puterea să intervină la Organizația Mondială a Comerțului, unde China nu prea respecta regulile comerțului liber. Donald Trump a făcut-o pentru a păstra leadership-ul Americii. Iar Uniunea Europeană nu a putut să țină pasul și a rămas pe din afară. Și-a propus lucruri utile, generoase, dar greu de realizat, Green Deal și digitalizarea. De ce așa de greu de realizat? Pe de o parte, pentru că modelul de dezvoltare a Europei, condus de Germania, se baza pe energie foarte ieftină de la Gazprom. Competitivitatea era asigurată, pentru că în costuri energia reprezenta foarte puțin. Pe de altă parte, nu toate țările UE au același nivel de dezvoltare și nu pot suporta tranziția rapidă de la energia bazată pe cărbune la cea regenerabilă sau verde. Ceea ce a devenit și mai evident în timpul războiului din Ucraina. Europa încearcă să găsească mijloace de rupere a dependenței de Rusia. Este extrem de dificil și sunt extrem de circumspect, chiar pe termen mediu. Gazul lichefiat american nu rezolvă problema. Energia nucleară costă foarte mult. Este un blocaj. Am dat cu 15 ani înapoi. Toți ne anunță că va fi foarte greu. Chiar penurie de mâncare. Dar nimeni nu are soluții, a declarat Mircea Coșa. Întrebat dacă suntem doar la începutul crizei și dacă ea se va agrava, acesta a spus că pentru că a mai apărut un lucru periculos, așa este. Aproape 30% din cantitatea de cereale pe care o mănâncă planeta venea din Rusia și Ucraina și mergea mai ales în Asia și Nordul Africii, unde va fi foarte greu de suplinit această piață. De aici un pericol de migrare economică. Milioane de oameni vor încerca să scape de acolo spre o zonă mai bună, în condițiile în care și așa Europa face față greu migrației ucrainene. Prețurile alimentelor de bază cresc din factori care acționează de mai mult timp și nu este nicio garanție că vor putea fi stabilizate.
într-o societate bazată pe consumerism, în care fast food-ul consumă cantități enorme de alimente de bază, făină, ulei, carne, resursele nu sunt pe măsura cererii. Oamenii vor fi forțați să-și schimbe comportamentul de consum, vor consuma mai puțin, pentru că prețurile vor fi mari și anumite categorii ale populației nu vor avea acces, chiar dacă va fi o creștere a producției alimentare în anumite zone. Ea nu va fi pe baze naturale pentru că nu se mai poate. Vom merge spre o alimentație semi-artificială și o depreciere a calității vieții. Asta e direcția, chiar dacă pare apocaliptică. Toate acestea țin de faptul că resursele nu ajung ritmului de dezvoltare. Revine problema anilor 70. Creșterea economică este văzută în mod corect de către umanitate? Este posibil ca umanitatea să intre într-o perioadă de recesiune care poate va obișnui întreaga lume cu altceva. Și România, cu producția ei, este în pericol să intre în criza alimentară. Noi avem producție agricolă mare. În 2021 am fost pe primele locuri în Europa. Dar nu avem industrie alimentară, adică nu avem capacitatea prelucrării. De aici pierdem foarte mult, aruncăm pe câmp. Iar 70% din mâncarea de bază, nu somon fume sau icre negre, este din import, deci prețurile mari din exterior vor veni și în România. Indiferent dacă avem sau nu producție de floarea soarelui sau de grâu, prețurile la raft vor crește pentru că sunt din import. Ar trebui să facem în așa fel încât prelucrarea în țară a resurselor agricole să fie din ce în ce mai mare, mai bună. Adică pe piață să apară mărfurii românești, care să micșoreze importurile, dar și prețurile. Importul acesta imens de mâncare este o vulnerabilitate, iar stocurile imense de care se vorbește nu sunt ale statului. Ele aparțin privaților, în mare parte proprietarii străini. Ei nu pot fi obligați să piardă profitul acum, când prețurile cresc foarte mult, pentru că statul dorește să aibă o rezervă pentru anul viitor. Cât timp statul nu e jucător pe piața cerealelor, nu are cum să determine ceva. Degeaba avem excedent, cât timp el poate fi vândut oricând și nu poți condamna pe nimeni, asta e piața. Deci România este vulnerabilă, iar lecția istorică de învățat este că șansa noastră de a fi o țară dezvoltată este agricultura. Este o resursă cu mult mai importantă decât gazul din Marea Neagră. Iar modul de a valorifica agricultura este industria alimentară, astfel încât România să producă cu valoare adăugată mare, în loc de grâu, să vândă panificație, în loc de porumb, să vândă carne de porc. Este nevoie de un program care să creeze o legătură funcțională între producția agricolă și industria alimentară, a încheiat Mircea Coșea. Pe de altă parte, Ministerul Finanțelor a transmis că Fondul Monetar Internațional a revizuit pozitiv prognoza de creștere economică a României pentru 2022. Am pornit de la o prognoză de 2,2% în primăvară, când raportul World Economic Outlook al FMI prezenta o perspectivă rezervată asupra creșterii economice, pe fondul contextului internațional și al apropierii de conflictul armat de la granița noastră. Și iată, astăzi suntem la 4,8% prognoză, iar cele peste 2 puncte procentuale rectificare pozitivă a prognozei de creștere economică reprezintă o confirmare a abordării corecte pe care guvernul o are în raport cu situația de la nivelul întregii Uniunii Europene. Semnalele bune din partea partenerilor externi sunt validări ale deciziilor de politică fiscal-bugetară și financiară pe care le luăm de la preluarea mandatului. Traversăm o perioadă de criză și incertitudine. Suntem stat membru. Ne aliniem Europei. Ne raportăm la regiune și urmărim evoluțiile externe. Dar asigurarea stabilității economice se face de aici, de la București, și vom continua să facem acest lucru. Reformele cuprinse în Planul Național de Redresare și Reziliență sunt în termenele stabilite și vor contribui semnificativ la misiunea pe care o avem, la fel și măsurile de sustenabilitate fiscală, alături de managementul investițiilor publice și consolidarea bugetară, a spus Adrian Căciu, ministrul Finanțelor.
Conform sursei citate, Comitetul Executiv al Femeii a apreciat importanța implementării unor politici macroeconomice prudențiale pentru asigurarea stabilității și, totodată, stimularea reformelor structurale pentru susținerea creșterii economice, a mai spus ministrul de Finanțe. Dragi prieteni, atât pentru astăzi. Prieteni, voi ce credeți? Vom trece cu bine peste următoarea perioadă? Cât de grea să fie? Aștept părerile voastre. Până data viitoare, vă doresc numai bine. Aveți grijă de voi. Pe curând!